Muntele Nebo, un loc special pentru noi creștinii și la fel de special și pentru poporul Israel. Sunt împreună cu fratele păstor Viorel Candreanu. Frate Candreanu, ce puteți să ne spuneți despre acest loc? Muntele Nebo este muntele de pe care Moise a putut să vadă țara făgăduinței, neputând să intre în ea pentru că ascultarea lui față de Dumnezeu a fost parțială și nu totală. Deci dacă ascultăm de Domnul numai într-o măsură și nu ascultăm tot ce ne spune Domnul, asta înseamnă tot neascultare. De pe muntele ăsta Moise a putut să vadă țara despre care a vorbit mama lui, pe care a dorit-o toată viața, însă parcă aflat sub autoritatea legii, n-a avut harul să intre împreună cu poporul și să ia stăpânire țara, însă prin harul pe care l-a adus Domnul Iisus Hristos, îl găsim pe Moise împreună cu Domnul, împreună cu Ilie pe muntele Tabor, întâlnindu-se și cu ucenicii. Toate astea sunt grăitoare pentru noi. Locul acesta este un loc într-adevăr cu o semnificație deosebită. Un asemenea loc ne aduce în minte și în inimă dorul să privim dincolo de nori, în țara în care am vrea să ajungem, ascultând și crezând în Domnul nostru Iisus Hristos. Poți vizita și tu acest loc, Oxentia Turism. Caută ofertele noastre pe oxentiaturism.ro.